NCN și Ziar de Cluj au prezentat în exclusivitate un material video în care un polițist îl înjură pe un cetățean și îl izbește de un automat de cafea în fața gării din Cluj. Pe imagini se vede cum polițistul se enervează pe un bărbat care avea în mână o sticlă de băutură pe jumătate plină și care întârzie să lase sticla jos și să prezinte actul de identitate. Conform imaginilor, tânărul respectiv, clătinându-se vizibil, cel mai probabil aflat în stare de ebrietate, nu opune rezistență și nu este violent cu agenții de poliție. În urma difuzării imaginilor de către NCN și Ziar de Cluj, șefii polițiștilor au declanșat o anchetă. În urma materialului apărut în spațiul public, conducția secției regionale de poliție transport a dispus efectuarea unei cercetări interne care îl vizează pe polițistul respectiv. În urma acestei cercetări vor fi dispuse măsurile legale care se impun. Cu câteva zile în urmă, un alt incident în care au fost implicați polițiști a devenit subiect de dezbatere națională. Reținerea fostului tenismen Ilie Năstase, doar că în cazul fostului senator, atitudinea agenților e complet diferită. Îi vorbesc politicos și încearcă să se explice de câteva ori de ce trebuie să coboare din mașină înainte să-l rețină.